Conducerea Spitalului Județean Suceava a decis limitarea programului de vizită la cazurile grave și la o durată maximă de 15 minute, iar la ATI maximum 10 minute a anunțat unitatea spitalicească, menționând că a avut în vedere instrucțiunile Ministerului Sănătății publicate în Monitorul Oficial al României. Spitalul Județean de Urgență Suceava precizează că pentru vizitarea pacienților, solicitările vor fi făcute în scris ca și până acum, completând formularul care se găsește pe site-ul spitalului la rubrica Info Pacienți, Formulare Pacienți și vor fi trimise la adresa recepția rond cpgsv.ro sau la recepția de la intrarea principală. Confirmarea aprobării cererii va fi transmisă telefonic și poate dura mai mult până la aprobarea acesteia din cauza limitării intervalului de vizită. Mai arată sursa citată. Programul de vizită se desfășoară zilnic în intervalul orar 13-15. Totodată, se subliniază că aceste măsuri au menirea de a proteja pacienții internați de contaminări cu diverse agenți patogeni în contextul creșterii numărului de cazuri de infecții respiratorii.